Salutare, dragi prieteni, eu sunt Chris și bine v-am regăsit la primul videoclip de pe canal. Astăzi o să filmăm un obby, mai exact un Roblox pe obby. Aveți obby-ul dacă vreți să vă jucați și voi în descriere. Eu sper să vă placă, nu trebuie să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Și acum haideți să începem. Sunt 60 și ceva de nivele, pentru că l-am mai jucat. Și dacă să mi lăsați în bara de comentarii ce tipuri de videoclipuri mai vreți să vedeți. Oricum, eu o să mai filmez și eu sper să vă placă seria noastră de Roblox. Nu o să filmez mai eu singură. O să mai filmez următoarea videoclipul și cu prietenii mei. Mâine să vă pregătiți, pot să fac și un live la undeva la ora 2, la 2 sau la 3, ceva de genul, în care o să ne jucăm. Intrați pe live și o să vedeți. Da, și haideți să terminăm cât mai repede. Pentru că sper să nu vă plictisească, sper să nu vă plictisească videoclipurile mele. Știu că e primul videoclip de pe canal, nu ați mai văzut conținutul. Și aveți în descriere canalul prietenului meu, care o să fac mâine cu el live, adică el o să facă separat și eu separat. Și sper să vă placă live-ul și să intrați pe mulți, dacă nu am foarte multe abonați, pe aia face. Și sper să vă placă și intro-ul. Așa. E super fain asta. Eu m-am mai jucat de asta și gen știu, m-am mai jucat obby-uri de obicei, pentru că îmi plac foarte mult. O să mai vedeți, mă vreți pe mine cumca aici. O să mai vedeți pe Paul, pentru că nu sunt obișnuită să mă joc așa. O să ne mutăm imediat dacă filmează obby-uri. Da, să ne filmeze. Da, perfect. Ei, ce m-a să pic? Era să pic. O să mai facem obby-uri și m-am întrebat și mai multe joc. Poate... să nu știu ce să-i dau, dar l-am de acolo. Poate să mai joc și ce să-i dau. Așa. Deci o să merg așa, că e un pic mai drăguț. Mă rog, nu foarte, vedeți, nu, eu pic pentru că mă grăbesc, dar nu înțeleg de ce, dar nu foarte greu, o să mergem așa. Eram să picăm, eram. Și sper că vă place skin-ul meu, dacă vreți să facem și video-uri împreună, o să vă las în descriere numele meu de pe Roblox și puteți să-mi dați skin. Poate o să vă răspund la toți. Nu știu dacă nu sunt test foarte mult, dar pentru început poate e bine, bună. O super fain nivelele și îmi place foarte mult obby-urile. Eu zic că mă descurc destul de bine. Eu să-mi scrie și în bara de comentarii cum credeți voi că mă descurc. Cred că o să fac și vloguri pe acest canal. Aici nu mai are comentarii. A, uite, nu am adus, super! Suntem la stage 31. Am zis, sunt undeva la 30 de nivele. 30, doamne, 60. Sau 55. Ei! Și dacă o să auziți că aud că dau mai tare pe space, nu e că mă enervez altceva, dar am tastatura și se aude destul de tare pentru că e mecanic. Când ajungem la un spinner, cor de sus, știu că am mai jos. Bun. Și
sunt foarte ușoare și vă invit și pe voi să vă jucați, pentru că Roblox este unul dintre jocurile mele preferate, mai am și Minecraft și CS:GO. Vreau să zic, era să pic, dar am picat. Aici trebuie să riscăs așa un pic mai mult. Vreau foarte greu, pentru că de obicei obilele astea sunt ușoare, dar nu știu de ce mă grăbesc eu foarte mult. Oricum videoclipul ăsta o să țină până o să terminăm mai acest obi, pentru că vreau de obicei videoclipul cu obi, dacă nu sunt chiar așa de lung, să țină până să termină tot obiul, pentru că și... Da, știu, cred că o să ziceți că vorbesc foarte mult, dar nu vreau să stau mut, gen, să nu vorbesc nimic, pentru că altfel, de ce v-ați se abona la mine dacă eu nu vorbesc, știți? Să nu transparentă și sper. Și acum o să merg după cuburi, suntem la 43. Da, 65 cred că sunt, că mai un pic. Mâine cred că o să filmez, Ia să încercăm și... Iar o să plecăm. Mamă mea, că duci pe lângă un checkpoint. Dar nu-i problemă, duc mă așa și fiu că mă vine. Iar că duci pe lângă checkpoint. Deci căzuți de două ori pe lângă checkpoint, ceea ce e super nașpa, pentru că nu te chinui degeaba. Mamă mea. Și mă joc așa, că mă joc mai bine. Așa. Oh my god, am căzut la final. Perfect, la 46. Deci mai avem foarte puțin. Până la 60 și ceva. 65. Nu mai țin bine minte, pentru că la trecută i-am zis prietenul meu că e până la 50 și ceva și n-a fost așa. Nu e problemă. Aici. Și încerc să joc așa, tot dacă voi ați văzut că eu cred că știu mai bine să joc tineri, pentru că așa mă obișnuit și mă joc gen în continuu, numai fără să văd skin-ul, dar am zis că pentru voi să fac așa ca să totuși să nu ziceți că mă, nu știu să joc sau ceva. Nu, am zis că e mai ok să joc așa și poate mă obișnuit și joc așa și oricum o să mai filmăm clipul, așa că să nu-i primul videoclip de pe canal, o să mă țin de acest canal foarte mult și da. Și atunci să vedem dacă filmează. Ne să vedem în țele. Să scăp bine. Sunt la 52. 52. Uneori uit să iau checkpoint-urile și mă enervează pentru că nu ar fi. Și uit să iau checkpoint-urile și după ce am trecut un nivel, gen am pățit la Mega Fan Obi, să trec un nivel foarte greu, după aia să-mi iau checkpoint-ul și mi-a fost destul de greu pentru că totuși, deci până la 65. Că văd, cred că mai sunt 10 nivele. Așa, foarte frumos. Și eu văd. Hai să mergem pe peștișor. Îmi plac de obicei animăluțele. O să mai facem și vloguri cum mergem la Mexic prin oraș. Fiedem. Cred, nu știu, ne gândim. Da, până la 63. Nu, cred că până la 65. Cred că am zis bine, că ăsta e 62. E cam băguit un pic, să... Nu e problemă, și acum ne suim sus. Și mai luăm un checkpoint. Să mi se pare pic pic. Au, dar mai luăm aici, deci, da, 65. Cred că 65. Mamia. Rămână pe spiralul. Așa, ne ducem, vom... A, 66. Nu, 66, da. Sper că v-a plăcut acest videoclip, puteți să dați un like și să abonați la canalele noastre de YouTube, al meu și al prietenului meu Andrei. Eu am fost Cristina și noi ne vedem la treptare. Pa!